Continuăm cercetarea cuptoarelor tandâr de la Costești, din situl, din punctul Gârlea. Și aici avem secționat primul complex. Complex care are la gură, în partea superioară, un diametru de 60 de centimetri. E tronconic, cu baza mai largă jos. Și la bază vedem că are un diametru de 90 centimetri. Așa, și o adâncime de, credem, vreo 80, așa, 80 centimetri. Pereții propriu zis acestui cuptor, vedem, au o grosime variabilă de la 5 la 7 centimetri. În exterior, spuneam, e un alt strat de lut ars, mai subțire. Și în interior, în afară de câteva ușoare și câteva cioburi, nu am găsit alte vestigii, e un pământ castaniu amestecat cu lut și la bază vedem un strat gros de peste 10 cm de cenușă. Aici a ars focul. Vom cerceta și cealaltă jumătate a cuptorului, sperând să descoperim vreo monedă, căci e important să datăm cât mai exact acest complex. Însă alăturat e al doilea cuptor, care urmează și el în zilele următoare a fi cercetat. Urmăriți-ne pe pagina noastră de Facebook.